Emi, mă, că o să te ascult, mi-e frig. Am fost până într-altă cameră de frig. Am luat două cărți. Care ți le recomand să ți le cumperi și să le citești. Deși nici eu, am citit eu pe de asta. Un tablou. Nu, asta contează. În fine, contează și munca. Asta înseamnă că eu muncă titanică, nu la metru. Și asta. Un mare poet latin. Bun. Antic. Ce vreau să spun? Este și ascultăm și muzică. Domnule, stai puțin. Dacă e să o luăm după dreptate, nu? Poporul rus a început un negociat. Dacă ne amintim bine, în 2014, guvernul Federației Ruse, reprezentat pentru Europa de Vladimir Putin, a solicitat creșterea prețului la gaz. Și ce mai vindea el? Gaz și... Nu știu dacă mai era ceva. Și petrol. Nu. Și Europa... Și că atunci era doamna Angela Merkel. Bomboană de femeie. Deci n-a avut să-i dea preț mai mare. Și acum trebuie să înțelegi că Rusia din asta trăiește. Ea vinde resurse, are totul acolo. Dar e regia monopolului. Adică de ce să cumpărăm pește mai de aproape și posibil și mai bun din Est, când putem să terminăm Marea Nordului de la norvegieni, ca să fie de-ai noștri și să vină la noi, la români, care noi cu norvegienii mai mult așa, cultural, nu? Sau în Atlantic, o merge în Gheorghe să pescuiască pe nopți cu lună, să scrie poezii la nevastă, la copii. Deci, atitudinea asta, știi, adică, bă, dacă ești din Est, ești ca și cremă, ești ceva de capul tău, nimeni fac ca face cu tine, nici nu-ți dau prețul. Și atunci ăștia sunt supărat și au dreptate. Bine, Ucraina iar are dreptate, pentru că Ucraina și asta e ca și Taiwanul chinezilor. Și ca Moldova și Bucovina și Bugeacu și Cadrilaterul și ce mai vrei tu, la români, Timok, Voivodina, Banatul românesc din Iugoslavia, Novi Sad. Nu. Nu avem dreptate. Dar sunt niște comitetoși din ăștia internaționali care zic așa, de tine, pe tine dăm așa, unul stat are codul 1, altul are 80. Chestii astea. Noi avem 40. România. Deci, în ultimul hal situația și cumva un fel de monopol al vestului care vinde estul, în timp ce estul are mai mult și ar putea foarte bine să se auto guverneze. Adică mă refer economic. Noi nu suntem pe, nu știu, rușii, da? România, noi avem nevoie de țărani, gospodării autonome, adică gospodării la casă sau și țăranul să aibă pământ, pământul lui, 3 hectare, 5 hectare, fiecare cât are, 10 hectare, nu? Fiecare cât i-o da Dumnezeu, cât poate să adune, cât poate să cumpere, că poate unii vând, ori pleacă în
nu știu unde, unde mor. Nu. Și atunci, țăran și țăranul ce înseamnă? Nu știu dacă știi tabloul ăla de Bale Caraci, cu omul care mănâncă fasole. Deci trebuie să fii un om puternic. Trebuie să fii un om harnic. Trebuie să fii un om practic. În același timp, trebuie să fii un mare idealist, să fii un mare creștin și, sau musulman sau evreu. Uite, evrei mai fac ei, când s-au dus în Israel în 49, toți stăteau în chibuțuri și la colective acolo și lucrau la câmp și vai că facem acum iară Canaan, lui Avram. Și acum ce fac? Fac tancuri și șenile ca să bată cu copiii palestinieni, să dea copiii cu piatra în tanc și șenile de-o călcat-o pe Rachel Corrie, să cum chemă cu piatra dita mai buldozer, bă. Cu trei buldozere de la noi era buldozer. Păcat-o efectiv, tot praf. Deci asta vreau să zic, dragul meu, Emanuel. Este un fel de deal nedrept. Și nu știu dacă atât din partea Americii, știi, dar... Iac. Dar cel mai drept e faptul că românul nu iese din cârciumă, nu iese din biserică, nu iese din facultate, nu iese din închisoare, nu iese nu știu unde, la discotecă, de stradă, de oraș. Se ducă în Dumnezeul lui, mă, să-și vândă BMW-ul, să-și ia un tractor, mă. Ce produce un BMW? Un Audi, un BMW, un Dacia, ce faci? Ce faci cu el? Adică cu Dacia tot mai poți faci ce? Poți să mai faci comerț, dacă mai pui atât ceva. Dar cu tractorul hrănești poporul. Ui. Nu. Și uite, acum ăștia se omoară, ucrainii cu rușii, rușii cu rușii, ucrainii cu... Cum ne-am împușcat noi cu moldovenii. Și nimeni nu mai pasă, nu interesează pe nimeni. Și ăștia chiar, uite, înțelegi de aia. Și apoi mai este un aspect. Eu am citit Dostoievski, cinci romane, pe clasa 10-a până pe 11. Crimă și pedeapsă. Demonii, adolescentul, idiotul, frații Karamazov. Și acum, după mai mult de 20 de ani, mă gândesc să reiau. Știi? Să reiau pe Dostoievski, nu romanile, da? Am uitat anul ăsta, s-au trecut prin prima și pe deasă. S-a părut cumva mai metaforic lucrurile astea. Nu așa pistolase cum le-am citit eu pe vreme. Că și Rodion ăla, știi? Poate că era un alt fel de student, nu cum ne închipuiam noi atunci. Uite, vezi că seamănă cu taică, nu? Și cu românul, înseamnă. No, pe mine ce mă interesează și aspectul rus, dar nu asta, nu citesc media în literatură. Chiar dacă poate există așa ceva, dar vreau să zic, el a făcut 5 ani de închisoare în Siberia și pe aia 5 ani de armată în Siberia, 10 ani. Eu am făcut 21 de ani de psihiatrie retreruptă, medicamente. Și dintre care 10 ani de detenție psihiatrică, dus de acasă, dus de acasă, dus de acasă, dus de acasă, dus de acasă.
Înțelegi? Cum veneau aici ambulanța, poliția, mă, la început mă duceau și în cătușe, ca pe ăia. Pe cine a închis atunci, mă, liberat în cătușe? Când am venit acasă, îi vedeam și pe ăia că-i luau. Deci a fost un război, știi, liberalii au zis, băi, vă punem la respect. Dacă nu vă pocăiți, vă băgăm în închisoare. Da, ne băgați în închisoare. Cum? Pe mine, care sunt cetățean de frunte, vă băgați pe nimeni, pe Constantinescu Junior. Ăla să fie încătușat. Ăla să fie bătut cu bulanul în cap. Adică cu bâta în cap, bulanul peste spate. M-au legat de pade de două ori. Și asta vreau să zic, să văd ce zice Dostoievski, asta mă întâi să vorbim, de cei 10 ani ai lui. Și dai seama că unde au fost 1000, mai încape și 500. Măi, nu. Cingeai. Îmi place mult muzica rusească, dar nu înțeleg cuvinte. Cântă foarte frumos. Au și au dezvoltat și un gen de cânte, dar ăla nu-mi place mie. De chanson, adică cântec de, făcut de pușcăriași din Federația Rusă. Chelioș, mușcuoș, tăia tari, influențat de muzica franțuzească și folclorul rus. Am văzut ceva șanson, dar nu mi-e place asta, Iulia Savicheva. A beauty bie, nu cingeai, nu mă scot. Nu mă scot, nu mă stop. Cingeai, ia nu mă. Cântecele astea, ăsta, postarea asta de 12 ani. Adică, da, și acum 12 ani era în 2010. Nu știu dacă atunci a apărut, oricum, urmăresc Iulia Savicheva care prin 2007 sau așa. 27, da. 26, nu uite, mă, tu. 27, da, nu te confund. Are numai hit-uri, bă. E o fată pocăită care îi place de șeful clasei, care se ține cu una la școală. Și ea până crește mare se gândește la ea. El e nobil și fata e din popor. Și aia e o emigrantă din aia, din coloniile Rusețelului. Rusia și ideologiile ei.
Nezatva noce pia iauriciu tu vsako asta e cel mai frumos cântec vsako. Ce mai greu. Bine, cu ce te-am mai lămurit acum? Dostoievski. Aveam ceva să zic. Da, după ce 10 ani. De detenție. Un an fericit, nu? Nu știu. Să știi că majoritatea deținuților politici în România nu au fost bătuți cum am fost bătut eu. Deci, în anii deținuții la legionari, în primul rând, a fost Istachetatu, a fost tata la un prieten de meu care a murit. După aia, alții care au fost la ghiera, la comunism, a fost tata lui Bătran, sau cam așa ceva, fratele meu Bătran. Sau, în fine, mulți oameni, deci știi cum e, probabil că îi punea la muncă, nu-i hrănea, îi bătea, dar știi cum e, există anumite locuri vitale în om, unde dacă te bagi, odată nu te bagi, o să te bagi, l-ai terminat. Acum l-ai terminat, în ce sens? Depinde și de om, știi? Aici se manifestă economia lui Dumnezeu. Pe mine nu m-a terminat chestia asta, dar pe altul ar fi terminat. I feel so unsure as I take your hand and lead it to the dance floor. As the music dies, something in my eyes calls to mind the golden screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no reason. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than a cheated friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again. The way I dance with you. Oh, what I did was so wrong that you had to leave.